Salut, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă joacă la Home Run Simulator. Și uite ce bine arăt, mi-am schimbat și eu outfit-ul, e mai de bogătaș și așa mai șmecheraș. Bă, a dispărut ăla și efectiv este un simulator de baseball. Pentru cine nu știe ce e baseball-ul, este acel joc american cu bâta și cu mingea. Și hai să-i dăm și noi o bucată, opa, 40%, cam puțin. Da, din păcate, nu, bă, nu, nu. Dar ne-a dat ceva bani, ia să dăm 100%, reușim să dăm și noi? Mai avem până să reușim. Ia să vedem ce mai avem pe aici, guys. Upgrade, ok, deci avem și niște upgrade-uri. Băgăm și noi pe strength. Băgăm și speed, de ce nu? Hai să avem speed-ul mai mare. Double speed-ul aici, ok. Pe șopanul ăștia avem boostere, double coin, super luck, ok. Tot felul de lucruri pe aici. Și avem și păsărica aceasta, unde băgăm acest cod și o să ne dea boost or 2 la bănuți pentru câteva minute, da, pentru 5 minute. Bă, e bine, e bine. Și bagul, ok, vă că... Bă, what? Ah, ok, nu ne lasă mai mult de atâta. Ia să vedem acum cât dăm. Hai că o să dăm bine. Vezi că am dat forță. Și ne-a dat ceva bani, un nou record, ok. Deci nu ne lasă mai mult de atâta să mergem. Ok, hai că am dat un panou, ăsta e forță. Și jocul se asemănă foarte mult, după cum vedeți, cu acela cu... Goal kick, da, cu penaltiurile. Pot să spui că e făcut de aceeași persoană, din câte am văzut e alt developer, dar cred că de fapt e aceeași persoană, nu sunt sigur 100%, deoarece vedeți, pun și partea asta cu reward-urile la fel și cum arată interfața și tot tip asemănătoare, deci ai putea să spui că e făcut exact de aceeași persoană și am zis hai să ne încercăm și noi să ne jucăm un pic și să vedem ce putem face. Hai să mai dăm upgrade aici, ok, acuratețe, da, vrem acuratețe, băgăm de toate, hai să vedem, bun, am băgat de toate și acum ar trebui să fim și noi mai forță la ina. După cum vedeți sunt o căruță de cufere pe aici, doar că, bă, vezi că era un K, era bun ăsta, sau 2K, ok, dar astea sunt blocate, da, mă, astea sunt blocate, ok. Bă, că avem unul aici super mișto, nu ne arată cu ce. Și hopa, cu Bobux? Bă, nu-i cu Bobux, era mișto dacă aveam cu Bobux. Vă place outfit-ul? A, mie îmi place, ia să vedem, putem să dăm de aici? Ia vezi, vericule, n-am putut, da. Cam nașpa cu bagurile astea. Era mișto să dăm din magazin. De aici putem da? Da, n-am putut da, ok, hai să plecăm din partea cu upgrade, că e nașparul de tot. Și aveți, vericule, forță, forță. Bă, că statusul ăsta se poate cumpăra, ok? Hai, mă, pentru video să-l cumpărăm. L-am cumpărat așa pentru voi, suntem pro, vericul pro. Și hai să mergem să dăm de aici unde e or 2. Vezi că e forță la or 2. Du-te, vericul! Bă, ne-a dat ceva, vezi că ne-a dat ceva. Sunt curios pe unde se mai spamează ăla și dacă e tot așa aiurea ca pe celălalt joc. Ia, vezi că e în fața noastră forță. Bine, vericul! Bă, vezi că e mișto jocul, încercați-l, chiar e mișto. Mai avem un minut și deblocăm gemurile, reward-ul. Și ce e aici? Ok, la 25.000 player customization. Opa, vezi că la 25.000 de like-uri o să avem player customization. Deci, și știi ce update urmează? E forță și arată bine. Aici avem tot așa niște tabele cu cei mai buni jucători, în fine. Și în următoarea zonă 10K, vezi că e ok. A, și teleportul. Bă, vezi că e interesant și teleportul, tot pe stilul jocului celălalt și hai să facem și noi aici. Opa, uite 2X-ul. Vezi, vericule, că trebuie să luăm 2X-ul. Nu prea-mi place anim... Bă, a dispărut 2X-ul, mă, când țineam apăsat Q. Și s-a și întrerupt. Ce mă enervează chestia asta? Hai să vedem dacă putem să facem mai mult aici, să vedem mai mulți bani. Mergem în următoarea zonă pentru următoarea 50 de bobux. A, nu mai dau 50 de bobux, că mai băgăm acolo pe grup. Înțelegeți? Niște bobux ca să vă dăm pe live. Așa că nu prea merită să bag în jocul ăsta și aiurea. Ia să vedem. Am făcut 10K, dar dăm niște upgrade-uri aici nebune. Băgăm 10. 10. Hai mă să băgăm și pe speed, de ce nu? Hai mă, băgăm și pe speed, că trebuie să avem speed. Și ia să vedem aici, vericul. Bă, că ții mai mult apăsat pe Q. Are ceva el cu tribuna asta, să-i spunem așa. De vrea să dea acolo. Bă, uite, e 2X-ul, e 2X-ul, vericul. Nu fugi. Ia zi, veric. Mamă, ce frumos a dus. Bă, ne-a dat ceva bănuț, dar nu e wow. Ia să vedem dacă putem să dăm de aici, din centru, de unde aruncă mingea normal. Noi dăm cu bâta, ok, hai că am dat. Și să vedem dacă putem să facem un nou best score. Ba nu, stai că mai dăm de aici, că e 2X. Și dacă vă place joaca asta nebună, nu uitați să încercați juculețul, să dați un like clipului și un subscribe canalului de YouTube. A continua cu joaca asta nebună.
Văd că dăm cine aici redeem, ok, am luat niște gemuri, 1000, vezi că e forță. Dar animația asta e cam plictisitoare așa și ia să vedem, putem să dăm de aici? Vericu? Bă, n-am putut, dar măcar ne-a dat ceva bănuți. Da, din păcate sunt curios dacă ăsta am dă 100% șansă de a da mingea. Nu, nu mi-a dat. Cred că ne arată unde se duce mingea. Este că am descoperit ceva interesant, veric. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Da, mă, uite, ne arată unde se duce mingea. Vericule, vezi că asta e forță. Și hai să mai dăm și noi upgrade aici pe putere și pe acuratețe, de ce nu? Guys, după cum vedeți, ne apare și în dreapta aici tabelul cu numele, home run, rancul. Bă, da, pe mine, bă, da, mă, vezi cum arată și pe mine, sunt pro, vericule. Și hai să deblocăm și noi aici o nouă bâtă sau o nouă minge. Că văd că deblochezi și bâtă și minge, e interesantă chestia asta. Pe jocul celălalt deblocai parcă doar mingea și pe aceea a fost update-ul ăla în care deblocai ajutoarele alea. Ha, mă, click, o mingiuță comun, ok, se putea și mai bine asta de 7%, era mai forță. Vreau să cam multă animația, mă, cam enervează, poate nu bâta asta de 8% cum ar fi. Ia zi, vericule, hai, dăm ceva bun. Și asta de 10% ar fi ok. Bă, vezi că e mai bine asta cu soda, vezi că e mai bine și mai încercăm, hai să mai încercăm de câteva ori, că mai avem bănuți aici. Poate totuși ne dă o bâtă mai bună și avem multiplicator mai mare după aceea. A, cum ar fi, uite, băiatul ăsta e insane, bă, vezi că e bine. Aș ca ceva, din nou, mă, soda, bă, vericule, nu e ok. Durează mult animația, trebuie luată cu Bobox, mă enervează chestia asta, bă, nu Bobox, mă, nu Bobox. Și sunt curios dacă poți să dai și Rebirth, bă, uite Rebirth în dreapta aici. Bă, iar soda asta, bă, fiți iar soda, mă, iar mi-ai dat soda. Și vreau cu dreapta să lovesc, ok, și, a, ok, ăsta era. Deci 1%, ăsta are 1% power, ăsta are 2%, 5%, 5%, 5%, bă, vezi că e mai bine 5%. Și ia să vedem acum, dăm de aici, vericule. Ia să vedem cât ne dă, deci avem un K 400. Bă, nu ne-a dat mai mult, dar cred că la distanță mai mare dă acum, ia să vedem. Cred că cu asta ne ajută de fapt mingea, se duce mai mult. Bă, nu chiar. Și atunci ce ne zice, what? Ce face mingea asta? Ok, deci ne dă power, într-adevăr. Interesant. Bă, ar trebui să luăm și bâta aia, dar am băgat toți banii în upgrade, ok? Hai că mai dăm de câteva ori. Și mai deschidem una, poate ne dă o bâtă mai bună. Sper să ne dea o bâtă mai bună, că asta e cam pârnăia și așa. Uite cum se zice soda, vericule. Ia să luăm acum o bâtă. Bă, dă-mi o bâtă. Dă-i lui Vali o bâtă. Dă-i lui Vali o bâtă asta de 8%. Hai, dă-i lui Vali bâta. Și, ce ne dă? Mă enervează animația asta, durează prea mult, ok. Dă ceva bun. Opa, vericule, ne-a dat mingea de 7%. Vezi că e bine. Voiam altceva, dar vezi că e forță și asta. Cât ne dă, unde e mingea? 10% power, vezi că e forță. Și cred că revenim când avem banii să deblocăm următoarea zonă. Vericule, am 17K și hai să deblocăm și noi următoarea zonă aici nebună. Bă, mi-apare asta odată sau nu? Ok, 10K, bă, vezi că e forță. Om reuși să dăm de aici? Nu cred că reușim. Dar sunt curios până unde dăm. Da, nu. Deși cu mingea asta care ne dă ori 10, parcă nu ori 10? Dăm ori 10 power și tot nu reușim, hai să dăm și ridim aici, ok, ne-a mai dat 5.000 de gemuri. Sunt curios că ne trebuie să dăm rebirth. 1.000.000, dar vezi că ne dă ori 2 coin, ori 2 XP și plus 5% la chi, vezi că e bine, e forță, dar cam mult ne trebuie 1.000.000. Și sunt curios ce ne-a deblocat aici următorul chest. Ce mișto arată game pe Sorine. Ok, pus aici, dar nu, că bă, să înțelegeți voi. 4,5, bă, cam mult. Hai să luăm și noi una așa, să vedem ce ne dă. Poate ne dă o bâtă. Am, dăm și o bâtă. Opa, e o singură bâtă. Ok, hai, dăm bâta aia. Dăm bâta aia mișto. Da, nu. Bă, 20% e ok. Sunt curios dacă e mai bună decât aia de o aveam noi. Deci asta are 10%. Am, nu, e același. Ok, 10%, 10%. Deci ca asta, bă, am putea să zicem că e ok. Și ne-a mai dat aici niște bănuți, opa, vericule, niște bănuți, forță. Ia să mai dăm și noi o dată și mai deschidem niște chesturi de alea. Nu, acum e insane, dau foarte mult, că am mingea bună, am băgat upgrade-uri și e clar că rupem. Dar ne trebuie o bâtă, mă, vrem o bâtă, pentru că asta e slabă rău de tot, avem nevoie de o bâtă. Poate avem bulan și ne pică asta de 15%. Din păcate alta nu e aici în chesturile ăsta decât mingii, dar poate ne pică diamantul ăla. Da, nu, comună, nu e ok, veric, nu, la gunoi cu comună asta.
Hai altceva, nu mai lua banii așa, bă, nu mai furați, mă, banii așa, mă, pe față, mă. Altceva, altceva mai bun. Ia să vedem. Hai, vericule. Bine, vericule, legendară, bine. Forță nucleară, vericu. Plus 10% power, vezi că e forță, deci la minge. Da, cea mai bună tot asta e, ok. Păi acum rupem vericule. Da, hai să vezi că... Bine că a dispărut ăla. Bine că a dispărut ăla. Ce mișto animație acolo cu mașinuțe și sunt ceva lung. Vă și o rachetă acolo. Vezi că e forță. Sunt curios dacă dăm de aici. Trebuie să dăm de aici. Ia zi, veric. Bă, nu dăm de acolo. Mai bine, dar încă nu dăm. Deci pare destul de greu jocul ăsta, sincer. Așa cu boost-ul ăsta e insane. Hai să mai dăm un upgrade aici. La ce mai dăm? La... Hai, la putere aici. Și așa nu avem foarte mulți bani, din păcate. Și tot îmi arată ăsta aici, ce vrea să-mi arate? Ah, că pot să vând, ok. Ia vezi, vericule, că putem să vindem astea, bun. Și am făcut niște bănuți. Vezi că e bine, e forță. Și hai să mai strângem și noi niște bănuți și să vedem ce mai putem face. Vericule, noi o să facem o prostie acum, dar voi să nu o faceți. Vedeți că am 18.000 de diamante și mergem aici pe Shopanos. Mergem jos de tot și putem să cumpărăm coin cu diamante. Și o să cumpăr coin cu diamante, dar voi să nu faceți așa ceva pentru că e o mare, mare porcărie. O să aveți nevoie de diamante, doar că eu nu cred că o să mă joc atât de mult. Și dacă chiar o să trebuiască să mă joc foarte mult, o să cumpăr niște diamante. Ok, hai să luăm aici tot ce putem lua, cât mai mult, cât mai forță, gata, s-au dus bănuții, ok. Și acum o să rupem, vezi că o să rupem, sau sper că o să rupem. Băi, eu zic că o să rupem, ia uite ce bine. Deci cu 97% rupem, deci dăm aproape, dacă dădeam 100%, dădeam peste afișul ăsta, ceea ce era insane. Ia să vedem de aici, dacă dau, du-te vericu, s-a dus bine, s-a glitchit un pic, dar nu mai contează, s-a dus, înțelegeți voi? Și hai să luăm și noi teleportul ăsta, doar așa să vedem cum ne aruncă, da, cam nașpa animația, dar cred că dacă ai o deblocat mai încolo insulă, cred că o să fie mișto, o să se vadă mișto. Bă, dar încă nu putem să dăm de aici, mă. Mă enervează, la cât am făcut upgrade și tot nimic. Deci de aici putem să dăm, ok. Trebuie să farmăm aici în continuu. O să dureze ceva. Văd că sunt puține hărți și cred că o să fie mai ok să farmez. Bă, mai știu ce la ăla ori 2. Ia să vedem. Da, nu cred că pot să dau de aici. N-am nicio șansă, dar... Bă, fericule, vezi că am dat de aici cu ăsta ori 2. Mamă, păi e forță, vericule. Mai facem un upgrade, nu? Bă, vezi că nu mai putem să facem. Hai să băgăm atunci în speed. Că dacă alea nu putem să le luăm, măcar luăm speed. Ia zi, vericule, și mai luăm niște bănuți. Mai luăm niște bănuți. Voi să nu faceți, asta e o porcărie, dar eu v-am spus. Fac pentru clipul video. Ok, hai să mai luăm niște bănuți. Mai luăm încă o dată. Cred că e ok. Cred că mai putem să dăm niște upgrade-uri ceva. Acuratețe, da, mă, hai să băgăm pe acuratețe și pe speed. Gata, și mai păstrăm și noi 5K pentru următorul upgrade. Jocul e destul de mișto, e destul de funny, chiar îmi place și celălalt îmi plăcea, doar că sunt destul de greuți și trebuie să stai mult să farmezi, ceea ce mie nu prea îmi place. Ia vezi, vericule, că am făcut expert și dăm upgrade pentru că am strâns foarte, foarte mulți bani, băgăm aici tot, ok, s-au dus foarte repede, cam nașpa chestia asta, n-am mai deblocat nicio zonă, deoarece... M-am jucat ceva joculețul ăsta și durează destul de mult. Hai să luăm și noi 2X-ul ăsta aici. Și a intrat și un abonat cu mine. Salut, bro, salut. Bine ai intrat aici pe joaca asta nebună, doar că nu mai pot să stau mult, că e cam 1 noaptea. Și da, e cam nașpa. Hai să vedem cât de departe putem da acum. Bă, că totul mi-apare ăsta cu upgrade. Păi, e ceva aici ce eu nu mă prind la upgrade-ul ăsta. Sau de ce totul mi-apare așa? Cred că mi-apare... Semnul ăsta, deoarece am deblocat o nouă zonă și nu pot să dau din spate de tot. Cred că de asta mi-apare așa, da? Nu știu 100%. Din păcate nu mai am nici diamante. Bă, vezi că prețurile sunt ok. Îmi plac. Ia să vedem dacă putem să dăm de aici. Fără boost, fără nimic, bă, vezi că nu prea. Cam nașpa, deși sunt expert, cam nașpa. Dar cine o să joace mai mult joculețul ăsta o să reușească să deblocheze și următoarele zone. Hai să luăm și noi, a plecat 2x, ok. Ar mai fi una, două, trei zone. Bă, vezi că mai sunt ceva. Și cam asta a fost joaca. Guys, nu uitați să dați și voi un like și un subscribe. Vă pup pe Valley. Salut!